Component de bază al echipei naționale de tineret extrema dreapta a universității a câștigat luna trecută titlul de campion național la Junior 1 cu Extrem Baia Mare, fiind și golgheterul turneului final. Călin Leordan a impresionat însă și în afara terenului. În urmă cu un an de zile, handbalistul, acum în vârstă de 19 ani, a fost invitat să participe la Mister Maramureș. O activitate ce mi s-a evit și de ce să renunț la ea sau să nu optez pentru ea. O încercare, mi-a plăcut cum a fost aici, un concurs reușit. Să vedem. Călin Leordan a ajuns în această vară la Suceava. El a fost adjudecat de echipa locală de handbal împreună cu Dragoș Nedelcu și Mihai Sandu, în cadrul licitației organizate la Centrul Național de Excelență de la Sighișoara.